Rațiunea zilei începe în doar câteva momente. Deocamdată îl salut pe Cătălin, ni s-a alăturat în studio. Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Să vă fie vacanța plăcută! Ah, e vacanța, dar chiar... E vacanța! Da, 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 da. Nu știam de ce sunt niște magazine închise prin jur pe aici. Ai fost alături? Da, 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 da. Suntem singuri oameni în clădire, da. Ai prieteni care s-au dus la Sphinx weekendul ăsta pe platou? Pe nu, n-am prieteni care s-au dus la Sphinx. Vreau să văd dacă eram curios să aflu dacă a apărut piramida energetică. Am înțeles că a fost totuși nori și zăpadă și în afară de ceva blocare pe munte, n-a rezultat mai mult. Da, au chemat salvamontul pentru că au rămas noaptea, nu știu ce voiau să vadă. Păi, de la de fapt, da, oricum, energetică. Piramida energetică n-ar trebui să țină cont nici de nori și nici de ninsoare. A, da? Zic. Ok, dar a fost interesant fenomenul să vezi atât de multă lume. N-au fost dintre ascultătorii noștri acolo să ne povestească? Uite, poate ne trimit un WhatsApp la 0728111222 să ne spună dacă au văzut sau măcar au simțit ceva, că dacă nu vezi, poate simți. Frig, cred sau că s-a simțit, adică lasă energetic, frig, neenergetic, dacă rămâi vreo 5 ore pe munte blocat pe acolo... Îți simți o energie, sau poate aia nu mai simți energie. Nimic. Când a venit salvamontul să ia, a zis, ia uite mă, a funcționat. Începe Rațiunea Zilei cu un alt subiect imediat. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mă rog, acum, într-un fel, poate subiectele sunt legate, că e de vorba de capacitatea noastră de a face lucruri. Știți că astăzi se împart prin școlile României testele de depistare a coronavirusului, cele pentru școlari. Testele salivare, să le zicem așa. Au întârziat un pic, dar testele. Bine că au început procesul. Și când au venit precum mobila, știți, de la compania cu pricina. Așa trebuie de să-ți le faci și, păi, nu e atât de complicat, dar... Mă rog, da, tot înțeleg. Pe acolo. Trebuie să-ți le faci singur, ori la școală, ori la casă, ori acasă. Ce s-a întâmplat? Probabil că mulți dintre voi știu și s-au minunat, au venit pe bucăți, n-au venit cum le avem noi acasă. Când adică, te duci la farmacie și cumperi kitul ăla... Kitul, da, și e pus într-un kit, sunt cele 3-4 obiecte mici cu care faci treaba asta. Cele 3-4 obiecte mici au venit separat, adică în alte punci. Ne-am blocat. De aici, dacă ni s-a dat de făcut o treabă din asta, ne-am blocat. Tot felul de nemulțumiri. Pe drept cuvânt, lumea s-a întrebat, zis, mă, dar ce ați cumpărat aici? Adică firmele alea celebre cu domnii Nuțu, Cămătaru, cu botezatul care au livrat și ei, înțeleg, ce au cumpărat, de fapt, aici? Cum s-a făcut chestiunea asta? Asta i-a pricinuit ministrului educației o intervenție aseară la televizor, cred că la Antena 3. Ministrul Câmpeanu a explicat că atunci când vin cantități atât de mari, e vorba de milioane de bucăți din astfel de teste, ele nu vin așa cum le cunoaștem noi ca pentru vânzare, ci vin pe bucăți. Că așa s-a întâmplat și în alte state și că e o procedură care se folosește pentru rapiditatea expedierii acestor obiecte. Da, problema care era până la urmă, Cătălin, că nu înțeleg, deci. Problema era că nu știam să le asamblăm sau cum, adică să... Acum, cum ar zice Federația Sindicatelor Spiru Haret din Învățământ, știți, domnul Marius Nistor, e o bătaie de joc la adresa cadrelor didactice. Ok. Asta zice domnul Marius Nistor. Au venit așa, neîmpachetate, într-un loc. Da, zice, ajunge în zona penibilului să fie chemați directorii vineri după masa în inspectoratele școlare și acolo să stea la coadă ca să-și ia testele pentru copii în plase, ambalate la grămadă. Este un lucru pe care îl consider o bătaie de joc. Nimeni nu a pus în gardă profesorii, nimeni nu a pus în gardă unitățile școlare. Vineri directorii au încărcat în plase testele care le-au revenit, s-au dus în școli și au început să dea telefoane să aducă personalul didactic, nedidactic și auxiliar la treabă pentru sortarea pieselor primite. A, deci a fost un mic efort sau un mic, mic mare efort după care, exact, da, după care pe site-ul Europa FM veți mai găsi o știre în care se zice că părinții și-au exprimat nemulțumirea că au fost chemați lunea să ia testele pe care trebuie să le prezinte în perioada următoare. Înțeleg și consider că e neplăcut să te oprești din vacanță și dacă ești profesor și dacă ești părinte, dar din când în când trebuie să ne, cum să zic, cântărim prioritățile și ca oameni și ca specie și în calitate de cetățeni și să vedem totuși, ce e mai important într-o astfel de situație? Adică faptul că putem reuși
să combatem un pic boala asta, să verificăm, să avem măcar un mic sistem de control și să facem un efort împreună să trecem mai departe? Sau astăzi nu salvăm vieți pentru că suntem în vacanță și suntem obosiți? Da. Nu s-a găsit nimeni să întrebe și de saliva de agata? De ce n-a fost trimisă? Nu? Nu s-a găsit nimeni. Da, știu că pare un pic așa și eu am un tip de amărăciune. Sigur că pun la îndoială, nu mă pricep la achizițiile astea sanitare. Am văzut teste ambalate, am văzut teste care vin frumos. Sigur că se putea și altfel, sunt convins că se putea și altfel, poate la alte costuri, poate afacerea e greșită. Dar acum când stau să le cântăresc pe toate dincolo de a cere mereu de la stat, că asta facem, statul e dă-ne, Câmpeanu dă-ne, Cutărescu dă-ne, oricine dă-ne, păi când a venit și rândul nostru, adică profesor, școală, părinte, să facem lucrurile, a venit rândul nostru, acum bă, hai să ne organizăm. Aoleu, păi nu ne-ați dat-o de-a gata? Da. Deja testată, ți-am spus, deja testată trebuia să fie cu salivă de-a gata. Îți mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine, România în direct, de la 13 și un sfert. Tot am impresia că mâine e 1 decembrie, dar nu e. Nu e mâine 1 decembrie. Nu știu ce trebuie să spun. Dar o să vezi când e 1 decembrie, pentru că s-a organizat lumea pe 1 decembrie, vom avea mici. Așa, stai așa, să verific WhatsApp-ul, să văd dacă ne-a trimis cineva vreun mesaj, dacă a urcat cineva la Sphinx ieri, pentru că doar pe 28 înțeleg că se întâmplă. Da. Ia să vedem. Nu? Nu. Vai săraci. Nu știu la cine se referă, la cei care au urcat sau la profesori. Mulțumesc, ne auzim mâine. La Europa FM. This is my station and I love it. Asculți cei mai mari artiști. Hey y'all, we're Dan and Shay. Hi, I'm Ariana Grande. Europa FM.